Bună dimineața! E ziua 2 în Tokyo, pentru că, a ajuns ieri dimineață. A fost fain, ați văzut, cum îi zice, videourile, I assume. Ați fost pe live. Live-ul, îmi pare rău că a fost așa, l-am salvat. O să-l vedeți pe YouTube, posibil. Deja l-ați văzut, posibil să-l fi văzut. Azi mergem în Ginza, aparent, mergem în centru și mergem la Uniqlo. Am nevoie de niște haine, am venit cu puțin la noi. În teorie, în biletul nostru de avion aveam incluse 4 bagaje de alea mari de 23 de kilograme, plus 2 bagaje de alea de 8 de luat sus, plus câte un ghiozdan la noi. Deci puteam să fim just extraordinar de extra și să venim cu tătă garderoba aici. But n-am venit, pentru că, n-am venit. Trebuia să vin cu niște Nikes, am venit cu niște Adidas vechi. Adidas vechi nu pot să-i port tare mult că se împut foarte repede. Deci astăzi mergem să ne luăm Adidas noi, să ne luăm haine noi, pentru că eu am venit numai cu o pereche de, blugi la mine, pentru că eu m-am uitat la acolo și erau într-una 20, 25, 26 de grade și soare și am ajuns aici și primul weekend îi efectiv ploaie și norat. So, bine că am venit cu geacă, bine că am și bluza, am numai aia neagră ce, pe care ați văzut-o probabil deja. So, și așa era planul, să ne cumpărăm o droaie de chestii aici, să ne schimbăm un pic garderoba, pentru că, let's face it, moda din România nu e atât de faină dacă nu-ți permiți să dai extraordinar de mulți bani. So, speranța noastră e că mergem, vedem, găsim chestii faine, găsim, aș vrea, de exemplu, geacă faină să-mi iau de aici, aș vrea să-mi iau niște blugi, vedem dacă să găsesc pe mărimea mea, pentru că, eu sunt european, I'm a big boy, comparat cu the average Japanese man. Să vedem și niște Adidas cum îs, pentru că japonezilor le pasă foarte mult de chestiile astea și vedem ce găsim și ce o să fie, right? So, ați văzut breakfast-ul, deja probabil cu aia am început, a fost ok, nu știu dacă, dacă tot e inclus în preț, o să mergem zilnic, mai avem 26 de tichete de alea, just, I don't know, I don't know dacă, cum îi zice, să merită extraordinar de mult. Cafeaua e meh, mâncarea e meh, e bună, nu zic că nu a fost bun, că au fost niște toast, da, French toast de la Fluffy, dar nu a fost French toast, că nu a fost în nou, și cu niște ulei de măsline și cu niște mozzarella și cu o felie de șuncă. It's fine cât să te satisfacă dimineața, dar it's not fantastic. Like, this is not the greatest breakfast I've ever had. O să trecem până tătii cele 6 opțiuni, o să le vedeți. But yeah, bun. I guess, tranziție la altceva. Ce șură? Cafea? Boy! Oh, that was so bubblegummy. Oh, that was so weird. And here's a public toilet. Toaletă publică. Which does not smell. Yeah, which is nice. God, I love Tokyo so much. Chocolate.
t-shirt, schiluț. Ăștia când au zis combini, convenience store, au zis literalmente tătui și Xerox. Este acolo un cuptor cu microunde, încălzești, o, și mănânci. Ce bine arată ăla. E și sosul, dacă vrei. Ăștia chiar luat ideea de... Nu, Japonia nu-i pasă de packaging, să nu uriu. Packaging banana. Luăm yakisoba. O, luăm unul. O, da, nu, it's not, am crezut că și the bunny is fried. Dani, fați un bucat. What is this? Ăla cred că e de la ce-ai luat. Swissroll, oh, și, of course, churro, one churro. Și spaghetti cu whipped cream, for some reason, că știi the reason. It's good. There is no just for some reason. The reason it's good. Asta chiar are actual red bean în el. Mi-i tare și dango. Alea sunt bune, fraș. Luat acasă. Dumping, ia. Oh, dumping. Yes. De la Lawson's. Lemon chicken cu toothpick vine. Nuggets. Exact. So, vrei să-ți iei ăla să încerci? Numai nu știu, e ok să mâncăm așa pe drum? Oh, right. Probabil nu. Oh. Mhm. E nugget. Interesant. Good. E foarte bun. E numai 5 bucăți pentru 10 lei, ceva de genul, but e bun, e juicy și de la Lawson. So, it's awesome. I like it. Ce, nu mai vrei? Iau. Și am mai luat și un yakisoba pan.
să mai încercăm chestii. But, you know, mai încolo. Acum mergem spre Ginza pe jos, pentru că magazinele duminica se deschid numai după ora 10, 11, depinde. So... I mean, I guess. Deci, am venit aici la un alt magazin, nu suntem la Uniqlo, pentru că Uniqlo nu a avut nimic pentru noi, suntem la GU. Și aici, la schimbul de, la proba de schimb, și să vezi dacă îți zbui hainele sau nu, trebuie să te dezbraci. Da, trebuie să te dezbraci să vezi dacă, nu trebuie să te zbraci, trebuie să-ți dai jos păpucii ca să intri, ca să te zbraci, ca să probezi hainele. O să vedeți, probabil o să mai filmez și la hotel, să vedeți ce m-am cumpărat și ce nu. E foarte interesant. Nu vă arăt în față pentru că, you know, lume și nu-i frumos. But yeah, foarte interesant și also totul e baggy ce folosesc ei, ceea ce e ciudat. Bun, so, acum am ieșit de aici, de la Uniqlo. N-am cumpărat nimica de la Uniqlo, ați văzut mă înainte, but, you know, foarte interesant, lumea foarte, extraordinar de polite într-una. Arigato, mulțumesc că ai venit, sunt foarte interesantă chestia. Mergem acum să mâncăm, so, voi probabil o să vedeți unde și ce ne-am decis. Deci, am fost la magazinul ăla, restaurantul ăla și am mâncat. De ce? Pentru că și am mâncat de 4, deci tot ce ați văzut acolo a fost 47 de lei. Și inițial am vrut să venim aici, but uitați unde e coada, uitați cum e coada. Deci de aici începe coada pentru ăsta. Yep, ăștia sunt oameni care stau pentru ăștia. Acolo voiam să mergem inițial, but no, okay, hold. Și da, am revenit în gara centrală, că am fost la Uniqlo aici aproape și... da, ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Acum ne întoarcem tot acolo în clădirea aia. What? O să mergem la Daiso, pentru că vrem să vedem... Rigato! Vrem să vedem ce găsim acolo în staff. Că uitați ce ne-a luat de la GU. Just a lot of stuff. So yeah. Daiso next. Și după aia mergem acasă să lăsăm ăsta. Și după aia live stream probabil din Ginza. Live stream. Mergem la ăsta imperial, mergem acolo în parc și probabil
mergem la cinema la Hibia să ne luăm bilet la Metantei Conan la IMAX, pentru că dacă vrei să ți le iei online, îți trebuie număr de telefon mobil și noi nu avem asta aici în Japonia. So, na. So, suntem înapoi în ăsta și uitați, am tricou nou. Yes, l-am cumpărat de la Gu, bă, nu-i singura chestie care am mai cumpărat-o. Acolo că am mai cumpărat chestii. I-am cumpărat pijamale. Yes, au fost un set de două la cât? Câți lei? 1000 de ieni, nu știu. Nu a fost 1000 de ieni? 990 de ieni. Care îi cât? O secundă? Puțin. Anyway, îi 30 de lei, 20 de lei? 33. 33 de lei, there you go. Și, you know, cât trebuie. De ce nu? Și am mai luat un tricou. O să-l vedeți. Nu, e ok. Și aici, ține asta. Că hoodie-ul, pot să-l arăt? Că nu-i hoodie, că îi tricou. Da, și ăsta e tricou. Stai să vedeți, îl pun direct pe ăsta. Na, nu fac eu striptease așa pentru voi. Și mai ales pe gratis, nu? Bă. There we go. Scoate. Și? Lasă ăsta. There we go. There we go. This is the ăsta. Are aici buzunare, so, you know, mai multe jeburi, which is good. Okay. Și are hoodie. Și nice. Elastic. Și, you know, să regalăm astea. There we go. That's it. Și mai am un tricou, dar pentru ăla trebuie să plătiți extra ca să vedeți. So, sărim un pic ca să vedeți direct ăla. Și ăsta e al Kamesha. Kamesha, yeah. This is the shirt. Oversized, cum le place lor un pic. Bine, puteam să iau o mărime efectiv și mai mare, să-mi vină cam până aici. Dar am zis că e destul. Pot să mă mișcă, which is nice. E asta. E un pic, se simte un pic plasticky. So, vedem cum o să fie vremea asta. Pentru că aici, când e cald, e extraordinar de humid. Și aici îs... au fost 23 de grade, văd tu soarele pe noi și am crezut că mor de cald. Deci efectiv am venit și voi nu vedeți partea de cameră, dar mi-s hainele împrăștiate pe acolo, pentru că am transpirat extraordinar de tare. Și nu-i singura chestie care am luat. Vreau mai lua ceva, am luat pentru Bruce o chestie. E o jucărie unde noi punem căcatul ăsta pe aici, dar e de ăla de băgat în... să speli borcanele și sticlele și cu ăsta și el se bagă și și-l piaptă mână, pentru că eu dacă stau să-l piaptăn, el nu stau să-l piaptăn. Sunt normal că am luat o chestie de asta, a fost Gohyakuen, 550 de ieni cu tot cu taxe, why not? Ce-o luat nevasta nu vă arăt, așa că aia a fost tot. A, da, ne-am mai luat niște prostii, că am fost la Daiso. Ce? Alt video, nu? O să fie alt video, ia, cumva. O să vedeți voi că mai pregătim niște content. Niște chestii de astea, geleuri cu peach, niște marshmallow, you know, cu... Struguri. Ăla era cuvântul. Pop rocks! Patru feluri de pop rocks! Cu ce era? Cola, grape, orange și mai era ceva. Anyway, o să vedeți voi într-un alt video. Soda. Soda, așa. Mergem și mai luăm chestii. Dubioase cum e ăsta, care e squid chips with sweet sake flavor. So, și asta o să încercăm, o să mai mergem și o să mai cumpărăm niște chestii de astea care mi se par dubios sau bune. Ăla o să fie un video separat și o să facem posibil un video unde mâncăm numai chestii dubios, dar poate reale. Dar mai vedem cum funcționează cu like-urile și câte like-uri dați voi și după aia.
și l-am luat un yakisoba pan. Ăsta l-am luat de la Lawson, dacă nu mă înșel, și trebuie mâncat azi, so, you know, l-am mâncat azi. Nu acum, let's tease, nu acum, mâncăm diseară, pentru că am mers la gara, ce ați văzut voi acolo mai devreme în video, și am mâncat de 60 de lei două persoane și aia au fost 60 de lei, 67 sau cât au fost, din cauza că mi-a trebuit mie o bere și berea a fost scumpă, so, dacă nu era berea aia, probabil era undeva la 50 de lei și, you know, de 50 de lei în Cluj nu prea mânci. So, yeah, ne vedem data viitoare, dragilor, pun telefonul la încărcat că urmează să fac un live stream, so, bye bye. De la mea mai eu cheese melt. Și o să vedem ce o să mai fie. Au mașinile alea de acolo care le vedeți aici și acolo bagi banii și îți dă și cash și cu cardul și îți dă asta. Aia poți să faci cum îi zice și la combini. Și nu trebuie să interacționezi neapărat cu ăsta, mai ales dacă știi să ăsta. Just e easy și no one cares. E atât de fain. I absolutely love it. Suntem aici încă în Hivia. Dacă ați văzut live-ul, știți unde suntem. Just, you know, am venit aici chiar mai ușor. De alta. Bă, de-a. O să vedeți mâncarea și după aia gata. Asta e mushroom cheese. Asta e avocado, teriyaki, fries normal cu dip, well, dipul aici și de asta și mantă cheese. Mai am puțină baterie, so, vă zic că a fost bună. Păcat că nu are, well, nu sunt mai multe magazine mele. Că restaurantul e mult peste mic ca și carne, simți că e carne, nu simți că e carton, nu trebuie să compenseze cu sosuri încât să fie, you know, sosul extraordinar, dar carne e picatul. Aici au fost tot bun, și sosul a fost bun, și carne a fost bună, și banul din cartofi a fost iară foarte bun, sosul de usturoi a fost excelent în sensul de are gust de a ceva ce am făcut eu acasă sau a făcut nevasta sau poate să facă oricine, pentru că are gust de usturoi, nu are gust de maioneză cu un hint de usturoi sau maioneză de aia care o mirosi numai usturoi, știi? Are gust de usturoi cu afară. Cartofii aia loaded, sunt buni, prea poate că e prea puțin pe ei, but that's not the case. A fost destul și a fost bun. O fost ceea ce trebuie. So, Wendy's, dacă cumva veniți în Tokyo, Midtown, Hibia, vi-l recomand. Nu faceți griji, este și etaj. So, just saying, dacă vedeți că nu e lume jos sau ăsta, e lume jos și credeți că nu aveți ăsta, urcați sus. Este loc de urcat sus la etaj. La etaj este mai mult. Just speranța mea e că toți ăștia care se uită cândva o să poată să vină. A fost bun, mi-a plăcut, s-a meritat. So, cu asta fiind zis, asta e ziua care a fost până Ginza, până Tokyo, până whatever. Mai mergem la film, o să, poate dacă mai am baterie, o să filmez o mică reacție când ieșim la film, ce am cumpărat la film și dați. Sau smash cut-ul film când o să fie ala. Corecție, are 3 etaje. Pentru că ăsta e etajul 3, pentru că numai aici este baie la bărbați, așa știu, și aici este loc pentru Icos numai. So there you go. Wendy's aici are 3 etaje. Vlog this. Gorgeous.
am ieșit de la film de la Detective Conan. So, you know, I mean, nu știu cum e IMAX-ul în România, știu că este și în România, but in Tokyo, amazing, like, sunt meritate 500 de yen extra. Filmul e bun, it's good, I like it, de puțin. Și a reușit să înțeleg 90% din tot ce se întâmplă și restul de 10% a reușit să deduc. Atamaga, ie de ziune. So, it was nice. It was nice. Yeah, that's it. Asta e video. Mai mult de atât ce să zic. A fost interesant că îți dă chestii care să le pui în cap holder, în care îți pui, cum îi zice, popcornul și sucul. A fost fantastic. Tibia încolo. Da, încolo. So, yeah, I am very... A fost fain. Mă las că rămân fără baterie și... Yeah, nu e ok să rămân fără baterie, mai ales că mai am 5 sau 6%. So, nah. I love Japan, I just love Japan so much. Ia, nu aveți idee cât de fain e. Dar de-aia fac și vlogurile astea, pentru că e atât de fain încât îmi place și vreau să împărtășesc experiența asta cu voi. Ne vedem în video următor sau ce o să mai fie. Next. Și apropo, mall-ul ăsta, mare avea, primele 7 etaje, sunt închise magazinele. It's mostly a ghost town. I love it. Tokyo noaptea, ce tare.